De la 1 ianuarie 2015, contribuabilii gorjeni nu vor mai plăti ce doresc la ghișeul Direcției de Taxe și Impozite Locale pentru că se schimbă legea. Conform prevederilor noului cod de procedură fiscală, banii contribuabililor gorjeni vor ajunge să stingă cea mai veche amendă. Oamenii trebuie mai întâi să achite amenzile primite în decursul anilor, indiferent de vechimea acestora. Abia după ce banii direcționați către conturile amenzilor vor acoperi cuantumul acestora, se va trece la direcționarea sumelor către taxele și impozitele locale. Acolo unde sunt situații de amenzi neachitate în termen pentru contribuabili persoane fizice, se vor achita cu prioritate aceste amenzi și după aceea se vor stinge restul creanțelor înregistrate de către noi la fiecare contribuabil în parte. Nu vom mai respecta ordinea de stingere prevăzută de codul fiscal, aceea și stabilită de către cetățean, ci vom aplica aceste prevederi, vom stinge mai întâi amenzile și după aceea în funcție de creanțele restante, se vor stinge și restul sumelor. Măsurile privind neachitarea sumelor datorate la bugetul local rămân însă aceleași. Dar dacă nu vor fi achitate niciun fel de surse, se va proceda la executare silită în conformitate cu prevederile acestui cod. Această prevedere legală a noului cod de procedură fiscală vine în ajutorul încasărilor de taxe și impozite locale, astfel încât bugetul local să nu mai aibă de suferit din cauza răuplatnicilor.